Cu ce particip la acest târg? Am mai adus ceva nou, o magnolie grandiflora, care înflorește vara, e mai puțin cunoscută. O magnolie cu frunze persistente și frumusețea ei este că nu înflorește toată odată. Pe perioada verii, într-o lună, o lună jumate, avem flori albe în ea și foarte parfumate. Este un arbust de mari dimensiuni. Ajunge și la 6-7 metri, dar trebuie pus undeva unde îl ferim de curenți. Chiar este indicat o pânză pe perioada iernii să-și păstreze foarte bine frunzele. În momentul ăsta, dacă îl luăm de la tine și vrem să-l plantăm, ce condiții trebuie să îndeplinim? El fiind la ghiveș, prinderea e 100%. Avem nevoie de îngrășăminte cu eliberare controlată. Dacă punem de 6 luni, e suficient pentru un an de zile. Și stropiri foliare. Iar locul în care trebuie să-l amplasăm, trebuie să fie la soare, la umbră? La soare și să nu uităm că plantele, chiar dacă nu vorbesc, au nevoie și ele de mâncare. Voiam să te mai întreb dacă se tunde magnolia. De regulă nu, dar sunt cazuri când, dacă nu s-a dezvoltat destul de bine și ni se pare nouă că s-a dus pe parte prea mult și pe parte mai puțin, putem să îi tăiem din vârfuri, să-i stimulăm creșterile laterale. Dar mai înflorește dacă o tundem? Nu prea înflorește. Lângă tine mai vedem o plantă foarte interesantă, lonicera. Este un afin siberian care înlocuiește cu succes afinul românesc. Nu că n-ar fi bun afinul românesc, dar e foarte greu de cultivat în pH alcalin, adică la câmpie. Afinul clasic românesc trăiește în sol acid, un pH sub 5. E, ăsta nu are nevoie de sol acid. Stă într-un pH alcalin, se vede că deja a legat fructe. Este primul fruct care apare în grădinile noastre. Fiind din Siberia, el la sfârșitul lui februarie începe să înflorească. Trebuie minim două plante din soiuri diferite să fructifice. Polenizarea se face încrucișată. Florile sunt identice cu mâna Maicii Domnului, adică lonicera japonică. În condițiile în care sunt două, avem și fructe, avem tot ce-i trebuie. Și ce vârstă are cel de lângă tine? Aceasta la ghiveci are 3 ani. O plantă, dacă era plantată în pământ, ajungea cel puțin 1,5 m, se duce maxim 1,60 m, 1,70 m la maturitate, produce undeva la 4-5 kg pe plantă. Cam în ce perioadă se coc fructele? Înaintea cireșului de mai. Anul ăsta văd că ai și lămâi. Da, avem un lămâi rezistent la ger. Poncirus trifoliata rezistă la minus 28 de grade. Noi avem plante aici care au trecut 3-4 ierni. Fructifică puțin mai greu pentru că nu este altoit. Fructifică la 6-7 ani, dar este o plantă care chiar nu are nevoie de niciun tratament special. Nu se tunde, nu se stropește pentru că nu are boli și dăunători. Lămâiul clasic face fructe tot timpul, dar cu indicația de dus undeva în spațiu protejat, nu în casă cu noi. Deci nu la 22 de grade. Lămâiul trebuie să stea undeva la 4-5 grade într-un demisol. Iar cel pe care îl plantăm afară are nevoie de perioada asta? Cel pe care îl plantăm afară își face natural perioada de pauză, pentru că vine iarna, e cu frunze căzătoare și atunci intră în hibernare din noiembrie târziu până în februarie, când începe să mugurească, să înfrunzească. Îl plantăm la umbră, la soare? Se plantează la soare, de regulă 4 metri, un diametru lăsat 4 metri. Iar fructele sunt la fel ca la celălalt lămâi? Fructele sunt mai mici, exemplu lime-ul, și face un fruct cu foarte multe semințe. Putem să-l folosim cu aja rasă sau cu bulețe și putem să folosim doar zeama de la el pentru limonade. E mult mai concentrat și e mai amar, dar e mult mai bogat în vitamine.